Hristos a înviat și s-a arătat. Nu o zi, ci câte? 40. Căci 3 zile de necredință se vindecă abia cu 40 de zile de credință. Căci o cădere între două seri, aproape, are nevoie de atâtea săptămâni de arătare din nou și din nou, ca ucenicii să creadă și să poată întemeia ceea ce astăzi numim biserică. Slăvit fie Domnul pentru învierea Lui și pentru biserica Lui. Mă bucur și eu să vă reîntâlnesc, dragii mei, dragi colegi, frați, tineri. Mă bucur să petrec aceste două zile, astăzi și mâine, aici, în biserica dumneavoastră. Mă bucur și pentru seara aceasta care mi oferă prilejul să vă vorbesc, dragii mei, despre un subiect mai puțin popular, dar atât de actual, atât de necesar pentru fiecare dintre noi. Așa că îngăduiți-mi înainte de toate să citim un scurt fragment din Scriptură, din Predica de pe Munte, Matei capitolul 6, versetul 1, până la versetul 6. Și continuăm în același capitol, de la versetul 16 la 18. Puteți să rămâneți așezați, haideți să urmărim însă cu atenție aceste două fragmente, 1 la 6, 16 la 18. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi sau în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când postești, unge-ți capul, spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Amin. Disciplinele spirituale, ce sunt ele și câte sunt? La a doua întrebare aproape nici nu putem răspunde, la prima oarecum. Disciplinele spirituale sunt practicile creștinului de fiecare zi sau practicile uzuale, cotidiene, ale creștinului, a cărui creștin, a oricărui creștin, indiferent de confesiune, da. De aceea, anumite confesiuni, poate mai mult decât mediul nostru evanghelic, împart creștinii în două, creștini nominali, adică sunt doar cu numele și n-au o problemă cu asta, trăiesc bine, mersi, și creștini de care? Practicanți, care sunt implicit nominali, dar care chiar vor să probeze, chiar vor să mănânce, vor să ia, vor să meargă, vor să vadă dacă funcționează sau nu. De aceea cei nominali se numesc, în raport cu aceștia, cu ceilalți, se numesc nepracticanți. Și tot mai mulți creștini din lumea noastră, din generația noastră, spun că sunt de o anumită confesiune, dar sunt nepracticanți și o spun cu zâmbet. Se pare că se poate trăi fiind
nepracticant. Mesajul meu din această seară se adresează, sper, unor creștini de care. Bine că nu spuneți confesiunea, că nu confesional vreau să... Ați văzut că și eu m-am ferit să dau un nume de confesiune. Creștini practicanți, care mergem cumva pe un drum mai greu, mai... Nu? Când vrei să probezi, când vrei să aplici, când Scriptura nu e doar corectă și frumoasă și nici nu ne atingem de ea că e prea înaltă, nu? Nu ne interesează. Când Dumnezeu nu e doar departe, când biserica nu e doar o noțiune istorică și culturală și artistică și mai știu eu cum, mă înțelegeți? Când vrem toate acestea, pentru că asta înseamnă să fii practicant, să probezi, să vezi Dumnezeu vine aproape. Biserica este mai mult decât istoria ei. Scriptura este funcțională? Este textul acesta din ce în ce mai vechi, cu fiecare an ce trece, valabil, funcțional, autoritar pentru noi? Ne putem contopi cumva cu textul? Ne putem plia pe text? Iată ce sunt disciplinele spirituale. Sunt acele practici, cum ziceam, cotidiene, obișnuite, care se potrivesc, și acum veți înțelege legătura, creștinilor practici, creștinilor care... practicanți. Ele nu sunt atât de mult de vorbit, ele mai mult sunt de făcut, de practicat. De aceea să mă iertați că voi vorbi despre ele, e aproape o impudoare să vorbești despre ceva care ar trebui făcut, iertați-mă, voi încerca să vorbesc cât mai scurt, dar dorința inimii mele, aproape rugăciunea inimii este să ne îndemnăm unii pe alții să le punem în practică, să ne ajute Dumnezeu. Câte discipline spirituale? Depinde în care carte citești. De exemplu, în cea mai tradusă carte în limba română și reeditată, din câte știu este la a treia ediție, și care probabil ați citit-o, se numește Disciplinele spirituale, semnată de Richard Foster, un autor evanghelic conservator american, care are el însuși o istorie interesantă de viață. În cartea lui, scrisă cu gândul la americani, dar tradusă cu gândul la români, disciplinele spirituale sunt numai puțin de, țineți-vă bine, 12. Dar el, ca să ne fie mai ușor, împarte aceste 12 discipline în trei categorii, a câte 4 fiecare. Prima categorie, de exemplu, el spune că sunt discipline interioare, pentru că țin de zona adâncă, interioară a ființei, sau, aș aplica eu, despre relația, sau țin de relația omului cu cine? Cu Dumnezeu. Adică ceva atât de intim, atât de anonim, atât de delicat și fragil. Apoi mai sunt încă 4 care țin, spune el, de zona eclesiologică, adică de zona bisericească, de slujirea în biserică, și acolo cele 4 sunt cumva expresia activităților mari care se fac în biserică și care au loc cumva în mediul acesta al Bisericii lui Hristos, și mai sunt încă vreo 4, ca să fie 12, unde ni se vorbește despre, mai mult despre mărturia creștinului în lume, în societate, discipline spirituale care țin cumva de relevanța creștină în societate. Lucrurile sunt, cum ziceam, complexe, aproape complicate, 12 mi se pare enorm, nu le poți cuprinde într-o predică, cine mai stă să audă pe a 12-a, că ar dura predica vreo 3 ore, nu? Cel puțin. Și cum n-avem atâta timp de predică, și deja vorbim prea mult despre ele, eu am ales pentru seara aceasta să vorbim doar despre disciplinele interioare. Duhovnicești sunt toate, dar disciplinele care vizează relația noastră cu Dumnezeu, și la mine, spre deosebire de Foster, nu sunt 4, ci la mine sunt 3, și vă rog să mă felicitați pentru asta, că din mai multe am făcut mai puține, că puteam face mai mult. Dar eu acelea 4 de la Foster mi-am permis fără știrea lui, nu știu dacă trebuie neapărat să-l informez acolo, pentru mine sunt 3. Pentru că a 4-a, și o să vă spun imediat care, eu o integrez la una din astea 3, adică am simplificat.
Iar aceste trei discipline, în sfârșit subiectul acestei seri, sunt în această ordine meditația, rugăciunea și postul. Meditația, rugăciunea și postul. Le vom lua pe rând, vom spune câte ceva despre ele și la sfârșit, dacă sunt întrebări, cum sper că vor fi, dacă se poate punctuale, pe aceste trei subiecte, eu zic că subiectele sunt mari, sunt de o viață, m-aș bucura să putem împărtăși, să putem schimba impresii, sugestii, etc. Așadar, haideți să o luăm cu începutul. Prima disciplină spirituală, prima mișcare a sufletului spre Dumnezeu, este meditația, un cuvânt care, în felul în care l-am exprimat, nu apare nicăieri în textul Scripturii, nici în Vechiul, nici în Noul Testament. Așadar, nu căutați cuvântul în sine în Biblie, pentru că nu-l veți găsi. El vine, acest cuvânt, pe o filieră latină, iar Scriptura este scrisă în ebraică sau în limba greacă. Prin urmare, nu avem cum să avem cuvântul meditație. Însă, găsim în Scriptură acest cuvânt sub o altă formă și de obicei prin substantivul cugetare sau verbul a cugeta. Și am zice a gândi profund, a gândi pe termen lung, a gândi aplicat, a te preocupa. Da? Și dintr-o dată înțelegem că ori de câte ori găsim în Vechiul și Noul Testament noțiunea de cugetare, este o activitate a minții, o activitate, ca să o numim așa, poate sunt și psihologi printre noi și să ne dea și ei o notă de trecere, este o activitate cognitivă, adică ține de cogniție. Am spus asta numai ca să vedeți că știu și cuvântul ăsta. Că mi-am făcut temele. Îmi place să-mi fac temele. E cum ține de partea asta inefabilă, fragilă, frumoasă, da? A minții, a cugetării. Primul cugetător din Scriptură, știți cine este? Era un tânăr, bine, nu mai era chiar așa de tânăr, dar oricum era neînsurat. Și odată zice că a ieșit pe câmp, auzi ce făcea, ăsta e primul cugetător. A ieșit pe câmp ca să... În Geneza scrie, dacă e primul în Geneza. Ca să cugete. Atât de bine a cugetat, atât de adânc a cugetat, când s-a ridicat din cugetare, a văzut venind mireasa lui. La propriu, nu în vedenie, la propriu. În vedenie văd toți băieții, dar la propriu. Cine descalecă? Cine se arată ca o zână soția lui? Iar cugetătorul se numea Iacov. Da, da. El era marele, sau primul cugetător, Isaac, iertați-mă, Isaac. Că mă gândeam, nu Iacov, Isaac. Isaac, da? Și Rebecca, da? Adusă de Eleazar, trimisul lui Avram. Isaac, mă, ce Iacov? Înaintea lui Iacov. Tata lui Iacov. Marele cugetător. Primul. De acolo au început să cugete și alții. Și probabil cei mai expresivi cugetători îi găsim în Cartea Psalmilor și David, dar și Asaf, de exemplu, da? Fiul lui Asaf, fiul lui Core, Solomon, ba chiar Moise, putem zice în Psalmul 90, cumva psalmiștii parcă se întrec și fie direct, fie indirect ne vorbesc despre această meditație, despre această cădere pe gânduri, despre această reflecție pe care ei o au în ceea ce privește pe Dumnezeu, creația, opera lui Dumnezeu, nu? Lucrarea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, vezi Psalmul 119. Apoi ne mutăm în Noul Testament și îl găsim pe Domnul Iisus Hristos, mai ales noaptea, retrăgându-se pe un munte înalt, undeva într-un fel de izolare, nu într-o solitudine. Și în retragerea aceea putem să vedem, chiar dacă nu scrie exact cugetare, putem să ne imaginăm că singur fiind era un timp de reflecție, de cugetare. Îi găsim pe apostoli ca fiind meditativi, retrași uneori, retrăgându-se, cugetând. Ba chiar găsim, și poate că acesta ar fi un îndemn deja, îl găsim pe apostolul Pavel în epistolele sale spunând: gândiți-vă sau meditați la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Gândiți-vă la lucrurile acelea unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, la realitățile superioare, mult deasupra minții voastre. Gândiți-vă la lucrurile lui Dumnezeu. Ei bine, meditația, dragii mei, cum vedeți, are în Scriptură și în conținutul ei și în logica acestei interpretări, are această idee care ține cumva de cogniție, de imaginație, de această facultate a minții care ne este nouă dată. De aceea vom spune, ca să punem în dreptul fiecărei discipline o scurtă definiție într-o propoziție scurtă, vom spune că meditația este gândul care urcă spre Dumnezeu. Că e numai despre verticală, despre urcuș. Gândul care urcă spre Dumnezeu. Ceea ce face diferită meditația creștină de orice altă formă de meditație este că, spre deosebire de variantele non-creștine, unde meditația transcendentală, orientală sau extrem-orientală se ancorează în creație, în elemente din creație, da? Sau se întoarce de cele mai multe ori, vezi yoga bunăoară și practicile yoga, se întoarce spre sine, spre psihicul uman. Iar omul, să știți că e o mare taină și omul este un spațiu pe care îl poți sonda și omul poate găsi în el însuși anumite resurse ascunse, nebănuite, cumva nedeclanșate, nepuse în acțiune, despre care aproape nu se știe nimic, ca să desenăm pe tablă. Deci omul în sine este o taină. Ori meditația necreștină, non-creștină, se întoarce mereu, îl întoarce pe om spre sine cu anumite rezultate și riscuri. Și acest, îmi place cum spunea cineva, abis al sinelui pe care îl conține omul, abis al sinelui, e o tentație, dragi tineri, care nu e de ocolit sau, cum să spun, de ignorat, ca și cum nu există. Și acum, când lumea toată e a noastră prin intermediul internetului, adică, sau cel puțin ne dă senzația asta, ajungem la tot soiul de tentații, invitații. Deosebirea fundamentală între meditația non-creștină și cea creștină este că aceasta din urmă e întotdeauna ancorată în afara ei, adică obiectul meditației este mult în afară și mult deasupra omului. Adică nu e ancorată în creație sau în om, întoarsă spre om, ci e ancorată într-o entitate, într-o ființă care este diferită de om, distinctă de om, superioară omului, nu prin funcționalitate, ci prin natură, și ființa aceasta o numim Dumnezeu. Ori Dumnezeu e atât de mare, atât de sus, atât de nevăzut, că nu se vede, atât de inaccesibil simțurilor noastre, încât din noi partea care poate urca prima, care e cea mai sprintenă, să urce cât se poate spre Dumnezeu, partea aceasta este, ziceți, nu mai spunem meditația, ci spunem ce? Ce am zis că e meditația? Ceva care urcă. Cum se numește ceva? Gând. Deci, se pare că ființa lui Dumnezeu, de nevăzut cu ochii, de neatins cu mâna, de nemirosit cu nasul, este accesibilă doar cu, ziceți, gândul. Când vi s-a vorbit de rău gândul, ca și cum nu e nimic, când ați auzit spunându-se că imaginația e primejdioasă, și sigur că e, toate ale omului sunt primejdioase, aduceți-vă aminte, vă rog, de seara aceasta, în care măcar din când în când, cum e în seara aceasta, aflați că gândul, imaginația, e un mare dar de la Dumnezeu. Și că omul trebuie să suie la Dumnezeu întâi cu gândul, ca să suie apoi cu toate celelalte, și ca vreodată, cândva, nu, să sălășluiască în curțile Domnului, cele veșnice ale Domnului, dar întâi cu gândul suim spre Dumnezeu. Întrebarea care se ridică și la care vom răspunde pe scurt este: cum e posibil să medităm la Dumnezeu câtă vreme deja ni s-a spus că nu-L putem accesa cu simțurile? Câtă vreme nu-L putem vedea cu ochii? Cum poți să te gândești insistent, ba chiar productiv, ba chiar încărcat de sens,
să te gândești la cineva pe care nu-l vezi și nu-l vei vedea cu ochii aceștia? Niciodată. Pentru ca meditația să fie posibilă, Dumnezeu a avut nevoie s-a revelat omului. Și revelația Domnului are multiple căi, vreau doar să vi le enumăr pe scurt, pentru că le integrăm la meditație. Cumva felul în care Dumnezeu a coborât la om, e de fapt calea prin care omul cu gândul urcă înapoi la cine? La Dumnezeu. Este ceva ce se numește în primul rând revelație generală, să începem de la general, facem inductiv. Revelația aceasta generală este creația, văzutele, cum zice Pavel, și se mai adaugă la creație istoria oamenilor, ba chiar istoria propriei vieți. Și atunci creația, universul și istoria, care sunt înmănunchiate în bună măsură timpul și spațiul, cum am zice, sunt o expresie a Creatorului și uitându-ne la acestea ca la o interfață, noi ca și creștini ar trebui să-L vedem pe Dumnezeu, să-L contemplăm pe Dumnezeu, să medităm la Dumnezeu. Domnul spunea poporului evreu cu o anumită precauție, cum citim în lege, atenție când vezi soarele, luna, când vezi munții, nu cumva să cazi, să te închini înaintea lor, pentru că în sine creația este fascinantă, ci tu, zice, să nu uiți în momentele acelea, nu te închina lor, ci închină-te Creatorului, adică meditează la ceea ce nu se vede. Tu vezi muntele, dar să vezi Creatorul, tu vezi soarele, să vezi Creatorul, asta face meditația, vedeți gândul. Dar Dumnezeu a venit mai aproape de noi și s-a lăsat cunoscut, nu doar prin revelația generală, ci prin ceea ce numim revelație specială. Și aici intră deja texte, propoziții, revelație propozițională, adică mai simplu fie spus, Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament. De aceea, Scriptura nu este o carte de citit ca un scop ultim, adică ai citit Scriptura, bravo, te-ai salvat, serios? Câți cititori de Scriptură n-am văzut eu și voi, care trăiesc total pe lângă Scriptură, dar ei știu că învață pe alții. Deci se pare că simpla cunoaștere nu rezolvă problema. Scriptura, cuvântul acesta pe care îl numim, pe bună dreptate, cuvântul lui Dumnezeu, este în primul rând cuvântul despre Dumnezeu. Și textul acesta pe care îl îndrăgim sau nu, îl citim sau nu, detalii, dar textul acesta are o valoare unică pentru că el îl descrie cel mai bine pe Dumnezeu în spațiu și în timp. Și dacă vrei în sinteză spațiul și timpul afirmat prin cuvinte, atunci recurgi la Scriptură. Ori lectura Scripturii, dragii mei, familiaritatea cu personajele, evenimentele și conceptele Scripturii reprezintă material de meditație. Acum ați înțeles de ce pentru mine studiul Scripturii nu este o disciplină în sine, ci pentru mine este integrată la meditație, pentru că Scriptura e material de meditație sau nu e nimic. N-am auzit niciun amin. Deja e prea târziu. Uneori e prea târziu. Cu toată pasiunea noastră evanghelică pentru text, pasiune pe care și eu o am și n-aș vrea să mă părăsească niciodată. Cu toată rigoarea citirii Scripturii anual, în ritmul acela, o dată pe an, sau alte ritmuri pe care le respect. Cu toată grija noastră de a bifa acele capitole ce trebuiau citite zilnic, obicei pe care îl susțin, nu s-a inventat altul mai bun. Cu toate acestea, lectura Scripturii nu este un scop, ci este un mijloc. Este o modalitate, deocamdată cea mai sigură și lucrurile nu cred că se vor schimba, pentru că o alta nu vom avea, o altă Scriptură. Este modalitatea prin care ne putem umple mintea cu lumea lui Dumnezeu și putem medita. De aceea se recomandă ca meditația asociată cu lectura și cu lectura să aibă loc dimineața, pentru ca de dimineață să aruncăm sămânța, ca peste zi să crească ceva, seara să secerăm ceva, oricum ar fi ziua aceea. Deci iată cum meditația se sprijină pe de o parte pe această admirație creștină, da?
a naturii, a creației, a istoriei, a faptelor, dar cu precădere ne luăm materialul într-un mod concis, abundent, autoritar din cuvintele Scripturii. De asemenea, meditația se îndreaptă și spre experiență, experiența ta cu Dumnezeu. Meditează la ce ți s-a întâmplat, meditează la viața ta, omule, zice cântecul. Alexandru Groza l-a compus, nu? Meditează la viața ta, omule. Noi punem cântecul acesta de obicei la cel care încă n-a meditat, care încă e în lume, cum zicem noi, deși uităm că toți suntem în lume. Până una altă, suntem în aceleași magazine, în aceleași școli, în aceleași companii multinaționale, etc. Ca să sintetizăm, meditația înseamnă o triplă reflectare. O reflectare la ființa lui Dumnezeu, evident prin revelația sa. Nu putem avea acces la ființă. De asemenea, o reflectare la lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu. Și aceasta, așa cum se vede ea în creație, în istorie. Și o reflectare la voia lui Dumnezeu. La voia lui Dumnezeu. Aceea personală, aceea familială, eclezială, națională, europeană, de care vreți. Permisivă, absolută. Te poți complica cât vrei. Până la urmă, tot acolo rămâi, în voia lui Dumnezeu, în căutarea voii lui Dumnezeu. 2. Ce urmează după meditație? Rugăciunea. Dacă meditația este gândul care urcă spre Dumnezeu, notați, vă rog, rugăciunea este cuvântul care urcă spre Dumnezeu. Iar așezată aici, rugăciunea, nu e altceva decât produsul meditației. Rugăciunea despre care vă vorbesc în seara aceasta nu e rugăciunea de spaimă. Mă rog pentru că am un examen. Atunci e normal că te rogi. Adică e normal, mă înțelegeți? Și nu vă spun ironic, normal să te rogi, ar fi culmea să nu te rogi nici atunci. Mă rog pentru că intru într-o operație. Cu asta nu mă impresionez, toți ne rugăm când intrăm în operație. Și altele asemenea. Mă rog pentru că am avut o pierdere în familie și simt că intru într-un doliu cronic din acela, aproape depresiv, nu mai pot să ies din... Mă înțeleg, mă rog să mă scape Dumnezeu de mine însumi, de căderile mele, de... Mă rog, normal că te rogi. În seara aceasta nu vă vorbesc deloc despre rugăciunea ca o necesitate stringentă. Mă înțelegeți? Rugăciunea de care te apuci cu disperare. Nu mă refer la rugăciunea de disperare, aceea toți o practicăm, toți. Am auzit de atei care în momente de mare încercare au sfârșit într-o rugăciune, apoi au retras-o, că ei nu mai erau consecvenți, știți, cu... Dar până una altă i-am prins rugându-se. Deci se pare că rugăciunea aceea e atât de puternică încât o practică oameni care luptă împotriva rugăciunii. Dar nu despre aceea rugăciune vă spun, pentru aceea nu trebuie să ținem prelegeri. Aceea o face omul oricum, ca și Petru afundându-se în valuri, care a zis, Doamne, scapă-mă. Aia toți o știm. Vă vorbesc despre o altă rugăciune, despre care vorbea atât de frumos Domnul, atât de plastic în predica de pe munte, tu când vrei să te rogi, intră unde? În odăiță, încuie ușa pe dinăuntru. Roagă-te în ascuns, ascunde-te, baricadează-te, retrage-te, roagă-te în ascuns și Tatăl care vede unde, în ascuns, îți va răsplăti. Mă refer, dragi tineri, la acea rugăciune care se naște în mod natural, ați auzit bine, în mod natural, din meditație, din contemplare, din prea plinul contemplării lui Dumnezeu. Acea rugăciune care vine ca o necesitate și la care nu te-a îndemnat nimeni,
la care nu te-a împins nimeni, nu rugăciunea care ți se impune, mă înțelegeți? Nu rugăciunea pentru care se străduiesc slujitori în față și uneori ți și milă de ei. Ar trebui să vă fie milă de ei. Dacă nu aveți alte subiecte, rugați-vă pentru cine v-a îndemnat la rugăciune. Doamne, nu-l lăsa să cadă în deznădejde cu noi pe aici. Pune-l pe el în rugăciune. Nu-l lăsa să cadă, Doamne. Noi nu știm pentru ce să ne rugăm, dar măcar el îl vedem așa cumva mai determinat. Dar rugăciunea despre care vă vorbesc vine, înțelegeți, în mod natural. Și dacă inima ta e plină de Dumnezeu, sub aspectul gândului, a reflecției, a intuiției, ați înțeles, dacă mental tu ești într-o altă lume, bine zicea apostolul, gândiți-vă la lucrurile de sus. Dacă tu ești deja cu gândul sus, că nu poți fi cu toate sus, cu restul e jos, nu? Noi trăim jos. Dacă cu gândul ești sus, vei simți nevoia, crede-mă, și te rog, experimentează asta. Vei simți nevoia, preferabil zilnic dacă ai putea, să intri în ritmul ăsta, dacă nu, cum poți la început, dar vei simți nevoia să dai glas contemplării, meditației. Și asta e rugăciunea. Rugăciunea este glăsuire, este rostire, este cuvântul care urcă spre Dumnezeu. Și dacă așa se naște rugăciunea, atunci nu este o povară, o corvoadă. Atunci nu este un program insuportabil. Atunci te vei întreba mai puțin câte minute să mă rog, ci chiar te vei ruga. Atunci te vei cronometra mai puțin, vei uita să pornești cronometru, am uitat să zic, dar nu-ți fă griji, cea mai mică pagubă. Atunci uneori vei sta peste program, în odăiță. Îți vei contramanda altele, care le poți mișca, ca să înțelegi. Tu vei face asta, nu ți-a cerut nimeni. Dacă în biserică te-ar ține peste ora 12, ar fi o mică dramă. Noi, de exemplu, nu-i ținem peste 12 și până la 12 îi ținem cu atenție. După 12 îi slobozim pe toți, nu vrem necazuri, avem destule. Dar acolo unde nu te verifică nimeni, îți vorbesc de lucruri pe care nimeni nu ți le verifică, unde nimeni nu intră, e libertatea ta în Hristos, pe care o experimentăm în odăiță. Asta înseamnă libertate în Hristos. Nu că să mă duc pe stradă să lovesc pe oricine cu piciorul, să înjur. Nu despre asta e vorba. Iar dacă rugăciunea se naște în chip natural din meditație, atunci înseamnă că în conținutul ei, rugăciunea noastră uzuală, zilnică, în conținutul ei trebuie să fie în cea mai mare parte doxologie, slăvire a lui Dumnezeu. Laudă la adresa lui Dumnezeu. Iar dacă avem cauze, cum avem fiecare, dacă avem temeri, dacă avem spaime și situații foarte particulare, acelea se adaugă ca un apendice, ca o erată, dar volumul principal, inima, etosul, cuvintele rugăciunii sunt proslăvire a lui Dumnezeu. Aproape toate rugăciunile din Biblie sunt proslăvire a lui Dumnezeu. De ce n-ar fi și ale noastre ca ale Bibliei? De ce n-am învățat de acolo? Nu spun prin asta, dragii mei, să nu venim cu cauze concrete înaintea lui Dumnezeu. Dragi tineri, nu înțelegeți, vă rog, ce nu spun. Nu duceți la extremă. Ori dacă sunt neclarități, mai bine întrebăm. Nu aș vrea să înțelegeți ce nu spun, vă rog. Mai bine nu înțelegeți nimic. Prefer să nu fiu înțeles decât să fiu înțeles greșit. Prefer. Prefer omul să zică, bă, vorbi frumos, n-am înțeles nimic. Minunat. Măcar te-ai odihnit. Măcar ai auzit ceva frumos. Minunat. Dacă nu e mai mult decât estetică, și estetica e minunată. Și aceea e din cer. Minunat. Dar să nu înțelegem greșit. Nu spun să nu ai cauze. Nu spun cum să nu ai. Toți... Noi nu avem cauze, noi suntem cauze fiecare. Evident că în fiecare zi ai ceva să-i spui lui Dumnezeu, spune-i, dar întâi începe și sfârșește cu lăudarea lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea nu e despre noi, despre iscusința noastră, despre strădania noastră, despre cât de frumoase rugăciuni. Rugăciunea este despre El, despre El. Este modul nostru de a ne exprima iubirea unui Dumnezeu nevăzut, dar nu necunoscut, ci nevăzut.
Este modul nostru de a da frul liber, este cumva, cineva spunea și poate vi se pare radical, mie de o vreme nu mi se mai pare și aș vrea să rămân așa. Deci că darul vorbirii ne-a fost dat, putința de a vorbi, de a articula, ne-a fost dat în primul rând să ne rugăm și nu în primul rând să vorbim unii cu alții. Ce că ne-a fost dat, ce că putem ca să ne exprimăm în primul rând pentru asta, ca să-i spunem lui, celui din care venim, să-i spunem. Creația întreagă în chip neștiut de noi, fără cuvinte, evident. Lumea celor care nu cuvântă îi aduce slavă Creatorului. Și despre asta sper că nu vă îndoiți. Și o face mult mai consecvent decât noi. Își primește Domnul lauda de la creație, nu mai zic de la corurile îngerilor, nu mai zic. Pentru că tot ce facem noi pe aici, toată muzica noastră, și la propriu și la figurat, nu e decât, în cel mai bun caz, o atașare fericită la slava, la doxologia care necontenit este în ceruri înaintea lui Dumnezeu. Mă înțelegi? Ei nu stau să ne aștepte pe noi, da? Ci ei laudă necontenit pe Dumnezeu și noi ne atașăm. În cel mai bun caz. În cel mai bun caz. De aceea, pentru rugăciunea pe care vă descriu, cuvântul care urcă spre Dumnezeu, iarăși într-o sinteză, ar fi importante trei elemente. Trei elemente. În primul rând, ar fi importantă, foarte importantă, sinceritatea. Sinceritatea. Măcar în rugăciune fii tu însuți. Peste zi s-ar putea să joci anumite roluri. Pentru că trebuie să le joci. Mă înțelegi? Să te impui, trebuie să te elaborezi. Rugăciunea îți oferă șansa de a vorbi atât de sincer cum poate nu o să mai vorbești toată ziua. Știți ce zic? Adică nu... Te întreb, n-ai vrea să ai o dată pe zi? Păi o dată pe zi. Dimineața, seara, nu este o rețetă. N-ai vrea să ai un moment în care chiar să vorbești ce vrei tu, ce simți tu, ce... în care să fii necenzurat, nemăsurat, neînregistrat, nefilmat. Că doar nu-i aia viață să fii tot timpul filmat. Aia nu-i viață. Ăla e spectacol. Or, nimeni nu poate fi tot timpul în spectacol. Deși câte unul se dă în spectacol. Mă rog, ții milă de el, știi? Te ascunzi, spui că nu-l cunoști. Spui că nu-i neam cu tine. Cu soția. Mă rog, asta era pentru mâine. Asta e rugăciunea. Momentul tău de autenticitate. De sinceritate. Momentul acela pe care n-ar trebui să ți-l ia nimeni, dar de fapt mie nu ți-l ia. Știți ce-i culmea? Culmea că atunci când nu avem ritmul ăsta de rugăciune, când nu ne rugăm în felul ăsta, culmea este că noi ne distrugem pe noi, că nimeni nu ne-a furat timpul. Pur și simplu noi nu l-am acordat, noi nu l-am reglat, noi nu l-am susținut, nu l-am ținut. Pentru că mă aflu într-un mediu evanghelic, cum și sunt de altfel, prin slujire, prin vocație, prin soartă, poate, nu? Dacă de mic am fost dus la biserică evanghelică, acum să rămânem pe aici. Pentru că mă aflu într-un asemenea mediu, vă spun, fără dispreț, fără ironie, încercați să fiți creativi chiar și în rugăciune și uneori folosiți chiar rugăciuni scrise, scrise evident de altcineva. Bine, și de voi, dar nu vă luați chiar așa în serios. Când o să descoperiți alte rugăciuni, nu o să mai scrieți nimic. Internetul aproape vă ajută singur. Nu zic să recurgeți la anumite cărți care pot fi cu o anumită nuanță confesională, intrăm în alte sensibilități. Dar vezi când găsești câte ceva, câte o rugăciune făcută de un anonim, sau poate știi numele lui, dacă știi numele cu atâta mai bine, du-te un pic pe internet mai adânc să vezi cine a fost. Vei afla lucruri foarte interesante. Și în anumite zile, roagă-te cu rugăciuni citite. Chiar și pentru exotismul temei. Păi ceva exotic, ia să încerc. Încearcă. Nu spun să faci zilnic asta.
Spun că în anumite zile o rugăciune scrisă cu care rezonezi în chip providențial îți salvează ziua. Pe care să nu o citești numai că nu te pune nimeni, asta e frumos, nu trebuie să demonstrezi nimic. Dacă o citești, înseamnă că o citești, înseamnă că ești în ea, înseamnă că te atinge. 2. Ritmul este foarte important în ale rugăciunii. În prima rugăciunii tale, un ritm zilnic, preferabil dimineața, sigur, și seara cel târziu, se poate. Seara însă te aduni greu. Dar imprimă-ți un ritm. Vedeți, foarte interesant, vorbind despre meditație, rugăciune și post, am să pun asta, să zic asta la sfârșit, dar poate că uit, că de la o vreme uit. Așa uit că uit să spun ce e important și uneori uit că am spus și mai spun o dată. Deci, lucrurile sunt primejdioase. Și ca să nu uit, îmi iau măsuri. Așa că ce spun acum se potrivește și la meditație, și la rugăciune, și la post, ca să nu mai repetăm. Despre toate acestea trei e vorba în Scriptură, în mod direct și indirect, și în Vechiul și Noul Testament. Dar ce lipsește din textul Scripturii, canonic, este praxisul, practica. Despre niciunul nu aflăm, nici măcar un verset, că n-am zis mult un verset, între câte versete sunt, să ni se spună clar, din meditat, meditați un ceas sau 30 de minute și meditați în felul ăsta, începeți cu natura, nicăieri nu găsim. Dacă să cugetăm și oamenii care au cugetat și campioni ai cugetării, plină Scriptură. Dar să ne spună și nouă campioni ăștia, că noi vrem să învățăm de la campioni, normal. Nu învățăm de la amatori. Unul mai nu ne-a spus. Despre rugăciune, plină Scriptura de campioni ai rugăciunii. Unul nu stă să ne învețe și pe noi, că se vede treaba că ăștia mari campioni n-au răbdare cu începătorii. Întotdeauna a fost așa. Să ne explice și noi, mă, cum să facem, de câte ori pe zi să ne rugăm. Care e ritmul rugăciunii? Despre post grav, cel mai grav, durere maximă. Plină Scriptura de postitori, începând din Vechiul Testament, Noul Testament, Mântuitorul însuși postește 40 de zile, apostolii nu mai prididesc cu postul, posturi adesea, zice Pavel, auzi, adesea, nu rar, des. Mai dau un verset să ne spună și nouă, mâncăm când apune soarele, mâncăm înainte, postim negru, postim cu apă, postim de dulce, cum facem? Nu te salvează nimeni. Am dramatizat un pic ca să zâmbiți. Dar e un zâmbet amar, pentru că nu-i simplu cineva să spună tocmai în biserică, cu Scriptura în mână, că din punctul de vedere al practicii, subliniem la ce ne referim, nu că Scriptura nu vorbește, tocmai v-am zis că vorbește. Din perspectivă practică, să nu ni se spună nimic în Scriptură. Nu ne îndoim că toți campionii ăștia i-au învățat pe ucenici, numai că nu s-a scris, că nu era o epocă a scrisului, era o epocă orală, a vorbitului. Și ca să aflăm care sunt tehnicile în sensul bun al cuvântului, care sunt învățăturile, recomandările, ritmurile, trebuie să citim, dragii mei, chiar trebuie să citim literatură post-apostolică, adică după Noul Testament, unde aflăm deja, începând cu secolul 2, secolul 3, nu mai zic secolul 4, când deja venise libertatea pentru creștinism, aflăm deja de la urmașii și urmașii urmașilor apostolilor, oameni credibili, despre cum posteau apostolii, despre cum se rugau apostolii. Iar la rugăciune, bună oară, ce se indică în Fapte 3 cu 1, că la ceasul rugăciunii Petru și Ioan se suiau la templu, la ceasul rugăciunii, ceasul al nouălea, se consemnează din nou în scrierile ulterioare. Că într-adevăr biserica creștină a preluat modelul de rugăciune zilnică a evreilor, care era la 9 dimineața, după orele noastre, la 12 și la 15. Acolo ceasul la 9-lea e 3 după masa, nu e 9 dimineața. Ca să terminăm și cu istoria asta, cu mitul ăsta, cu 9 dimineața. Mă rog, utilizat după împrejurări. O
ceasul la 9, la 15, că ei nu numărau noaptea. Ei noaptea nu numărau orele de noapte. Noi le numărăm pe toate și tot nu ne ajung. Ei nu numărau numai dimineața de la 6, cum zicem noi, până seara la 6. 12 ore, atâta numărau. Ei se mulțumeau cu atât. Și erau trei momente de rugăciune. Nu vă străduiți să le găsiți în Vechiul Testament, că ele nu s-au instituit în timpul Vechiului Testament, ci s-au instituit în perioada post-exilică sau intertestamentară. Nu intrăm în alte complicații, să nu pară complicat, numai ca să știți. Deci anumite lucruri nu trebuie căutate din nou în Vechiul, că nu le găsiți în Vechiul. Pentru asta trebuie să știm perioada intertestamentară. Aia e mai complicat, că aia nici nu avem în scripturile noastre. Dar să nu ne complicăm, că eu încerc să ieșim la mal cumva. Doream doar să spun că există niște reglementări privitoare la rugăciune și că de-a lungul acestor prime secole avem anumite scrieri, puține, dar câteva fac anumite referiri la rugăciune, ca în secolul IV să avem recapitulări cumva și așezări mai stabile pe temă și, de exemplu, în secolul IV, să vă dau doar o singură referință, avem un scriitor mare pe numele lui Ieronim, care a și tradus scriptura în limba latină, da, Ieronim, cu siguranță ați auzit de el, într-o scrisoare adresată unei călugărițe, unei monahii, da, pe care o avea cumva, așa ca o ucenică, cumva, din câte înțelegem, îi zice la un moment dat așa, și să nu uiți tu, zice, de rugăciunile cele de toată vremea, zice, auzi frumos, de toată vremea, adică, rugăciunile ceasurilor, la 9, la 12 și la 15. Și nu uita să adaugi la astea trei rugăciuni încă două, la trezire și la culcare. Deci avem 3 plus 2. Deci, frate Ghiță, este o rețetă creștină, atenție, creștină, încreștinată deja, de rugăciune zilnică este, de câte ori? 3 plus 2. Mintea voastră acum s-o grămadă de contradicții. Ați vrea să mă întrebați, frate Ghiță, dumneavoastră reușiți la ceasurile acelea? Și reușesc și nu reușesc. Pentru că noi, în modernitate, de la modernitatea înseamnă industrializare, de care ne-am bucurat grozav în secolul XVII și ne trezim că lucrăm în bandă sau aproximativ așa. Ne trezim că lucrăm în schimburi, ne trezim că viața are o dinamică, nu? Un iureș în așa măsură încât ceasurile acelea nici nu le mai remarcăm, mă înțelege? Nici nu ne mai putem concentra. Nici nu ne mai... Dar pe vremuri, când se lucra în agricultură, când se lucra în jurul casei, când generații la rând n-au ieșit din afara localității în care s-au născut, nici nu știi să-i fericești, o să-i compătimești, nici nu știi. Noi care ne gândim la anul unde o să mergem în concediu, să mergem unde n-am mai fost, mai departe, așa vrem noi să mergem. Și uneori chiar reușim. Și apoi ăștia, în biserică, unde era botezat acolo, era îngropat lângă biserică. No, oameni consecvenți. Cum să ținem acelea tot mai greu? Aș vrea să fac câteva afirmații, luați-le, vă rog, în absolutul lor, dar să știți că nu sunt metaforice și dacă vă pun pe gânduri, mă bucur. A te mântui în modernitate e ceva mult mai greu decât a te mântui în Evul Mediu și în Antichitate. Câștigurile pe care le avem în modernitate, la care n-am vrea să renunțăm, evident, iată-ne cu device-urile pe masă, cum să renunțăm? Câștigurile acestea au un preț în zona spirituală imens, pe care nu știu dacă suntem în stare să-l plătim vreodată. De aceea respectă măcar ritmul zilnic de rugăciune, mă înțelegi? Măcar nu lăsa să treacă ziua fără rugăciune, câte? 3 plus 2, nu pot, numai una, fă-o. Mă înțelegeți cum spun? Că nu te, în fond nu te urmărește nimeni, în fond tot ce vă spun eu sunt ce s-a dezvoltat într-un sens pozitiv, adică hai să ne încurajăm ca să ne educăm, să ne rugăm. Adică, mă înțelegeți, nu era sensul să ia să vedem la sfârșitul lunii, nimeni nu făcea așa ceva. Perseverența e foarte importantă. Nu e suficient să știi, nu? E mare lucru și aici este, ține de voință, da? Să poți, să faci, să te ridici din nou și să te rogi în continuare, să refaci firul unde s-a rupt. Nu?
Rugăciunea e cuvântul care urcă spre Dumnezeu. Ce a mai rămas? Postul. Dacă meditația este gândul care urcă spre Dumnezeu, iar rugăciunea este cuvântul care urcă, atunci postul este trupul care urcă spre Dumnezeu. Trupul. Experiența arată că cel mai greu ne este cu trupul și că, de fapt, cel mai greu ne vine să ne atingem de trupul nostru și să-l punem la postire, la renunțare, la asceză. Într-o vreme în care trupul este la mare preț, este aproape idolul vremii noastre, admiteți, vă rog, ceea ce spun, da? Frumusețea, selfie-ul, da? Aparența, vestimentația, lucrul, etc. Plăcerile trupești, mai zicem. În vremea aceasta în care noi trăim și în care mulți dintre semenii noștri își trăiesc viața doar cu trupul, doar cu trupul, și o fac lăudându-se cu asta, și trupul nu este altceva pentru foarte mulți decât o interfață, nu? Între sufletul lor și realitate și un fel de receptacol al plăcerilor și evitare pe cât posibil, evident, a durerilor. Într-o asemenea lume, într-un asemenea cadru, fie el și creștin, fie el și evanghelic, devine tot mai riscant să vorbești despre post, despre postire, despre înfrânare, despre momente bine alese, dacă se poate, într-un anumit ritm, cu o anumită frecvență în care să postim. Dar cum vedeți, Scriptura nu ne spune cum să postim, nici nu ne îndeamnă în mod imperativ să postim. Ba chiar mulți se leagă de dialogul acela Domnului Iisus cu ucenicii, când ucenicii erau criticați de ce nu postesc și Domnul zice, cum ar putea posti câtă vreme este mirele cu ei? Am auzit predicatori, sper că nu vorbeau serios, sper că era o glumă, deși eu cred că nu trebuie să, nu putem glumi cu orice, eu cred, dar ei glumeau, erau mai îndrăzneți ca mine. Pe ăștia mai îndrăznesc ca mine, pe câțiva i-am auzit, cumva am rămas așa întrebător, am tresărit. Că zice că noi nu postim nici acum, pentru că mirele e cu noi. Nu e live cu noi, dar e, totuși e cu noi, că zice că voi fi cu voi. Și fac așa, o croșetează o chestie, sper că au glumit, deși nu-s de acord nici cu gluma, știi? Sper că ei nu cred asta. Sper că ei sunt niște postitori, numai nu vor să se dea mari. Deși când mă uitam la dimensiunile lor, aproape credeam că nu glumesc. M-am gândit, poate nu glumesc, uită-te la el câte kilograme are. Cam prea multe. Cam prea multe. Bun, dar postul, evident, nu este cură de slăbire. Dacă într-o postire frecventă, într-un ritm sănătos al postului, da, implicit și slăbește, asta este doar a doua binecuvântare, mă înțelegeți, ceva secundar, dar evident că nu este scopul ca să ne lămurim. Una e una, alta e alta. Una e alta, e alta. Bun, dar cum să postim, frate? Că atâtea feluri de post au inventat creștinătatea, nu? În 2000 de ani ai vreme să inventezi multe. Și dacă nu scrie Biblia, observați că lucrurile care chiar nu sunt scrise în Biblie sunt subiectul multor speculații. Normal, cum mai zice, dacă nu scrie în cartea canonică, la care toți ne raportăm ca fiind, nu? Normativă. Există înscrierile din secolul 2, în trei scrieri, eu vă citesc doar din una, acolo apare cel mai explicit. Există referiri directe la postul apostolilor și sunt făcute de ucenicii direcți sau cel mult a doua generație după apostoli. Eu zic că e credibil ce spun ei. Sper că nu vă luați după un predicator de pe internet și să-l credeți pe ăla mai bine decât pe aia din secolul 2. Sper. Sper. Totuși, între secolul 2 și 22, e ceva, ca să ne aruncăm și noi în timp. Încă un secol am mai pus de la mine. Într-un tratat numit Didahia sau Învățătura celor 12 apostoli, care pentru unii a fost scrisă, se pare, zic ei, cel mai devreme în anii 80 după Hristos. Știi ce înseamnă anii 80? Păi dacă lucrurile stau așa, înseamnă că această carte a fost scrisă odată cu Evangheliile,
Cam atunci se scriau evangheliile. Mai puțin Evanghelia după Marcu, dar iar nu intrăm în detalii. Pentru asta ne întâlnim altă dată. Și nu o seară, ci mai multe. O noapte. Ce noapte ar fi, nu? Numai cu Scriptură. Dacă Didahia a fost scrisă în anii 80, înseamnă că e de secolul I. Dar poate n-a fost în 80, poate a fost în 100 sau 120, sau după unii, asta este marja, 150. Eu merg pe varianta ultimă. A fost în 150 ca să nu pun presiune. Oricum nu știm, e speculativ, dar undeva în intervalul acest. Fie 150 nu mă deranjează. Ce vă mai pot spune este că acest tratat a intrat în canonul provizoriu al Noului Testament. Au fost două canoane provizorii până a fost ăla definitiv, adică ăsta care îl avem noi. Iarăși nu intrăm în detalii, pentru că trebuie altă seară. Dar ca să știți că în alea două provizorii, Didahia a fost acolo. Adică era cât pe ce să o avem unde? În Biblie. Era cât pe ce, nu o avem. Ei bine că nu avem, că de-abia le citim pe acestea. Și astea sunt prea multe. Și acestea sunt prea multe. Și sunt prea multe pentru predicatori, ca să înțelegeți la ce mă gândesc. Nu pentru ascultători. La ei nici nu mai ajungem. Ei sunt salvați prin tăcerea lor. Ei așa se mântuiesc. În Didahia citim. Am făcut prea multe introduceri la Didahia, iertați-mă. Noi postim precum apostolii. De două ori pe săptămână. Miercurea și vinerea. Și nu postim precum fățarnicii evrei, lunea și joia. Am încheiat citatul. Știți că într-o pildă a Mântuitorului, fariseul zice, eu postesc de două ori pe săptămână. Drept, adevărat era. Și el postea lunea și joia. Iar asta cu lunea și joia nu avem numai din Didahia, avem din toate scrierile evreiești necanonice de dinainte de Didahia, ca să înțelegeți. Deci avem deja. Acestea s-au format în perioada post-exilică. Deci cam toată spiritualitatea evreiască din secolul I este produs post-exilic. De aia nu găsim referințe în Vechiul Testament. Noi, zice, postim miercurea și vinerea. Dar cum? De ce apostolii au schimbat, deși ei erau evrei, ceea ce devine mai interesantă toată povestea cu postul, de ce au schimbat și au pus miercurea și vinerea? Tocmai pentru că încă de la ei, încă de la începuturi, creștinismul să fie simbolic, dar și la nivel simbolic diferit de iudaism, desprins de iudaism, chiar dacă ia cu sine o anumită moștenire iudaică. Și atunci miercurea și vinerea nu sunt zile sfinte în sensul că celelalte nu sunt bune, mă înțelegeți cum spun, ci ele sunt alese să fie diferite de cele iudaice, pe de o parte, pe de altă parte, să împartă săptămâna aproximativ în mod cum? Egal. Sigur, e simetrie, simetria e Dumnezeu. Înțelegeți? Simetria e Dumnezeu. Tot ce e frumos, tot ce cade corect, la fel, aia e Dumnezeu, știți cum zic, Spiritul lui Dumnezeu, da? Intenția, frumusețea lui Dumnezeu. Da, miercurea și vinerea. Cum posteau? Post negru. Postul de dulce, postul care se practică în bisericile istorice, pentru noi cel mai cunoscut postul ortodox, pentru că noi suntem într-un mediu ortodox, a fost inventat mult după secolul V. Și el a fost inventat cu frică de Dumnezeu, de câte slujitori, ca să fie un post parțial când și-au dat seama că oamenii postesc negru tot mai puțin, ca post negru. Și atunci au zis totuși oamenii în marea masă, trebuie să fie momente în an, cum ar fi înainte de înviere, da, postul cel mai lung, înainte de naștere, postul Crăciunului un pic mai scurt și se mai adaugă apoi încă câteva posturi mai scurte, așa, și să fie de ordinul săptămânilor și să fie post parțial, adică nu mâncăm nimic de origine animală, nici carne animalului, nici lapte, nici tot ce e de origine animală, nici unt, etc. Știți? Sper că știți, adică. Nu zic că știți, dar poate mă amăgesc singur. Bună e și asta, că dorm liniștit. Nu trebuie să știi câte nu știu oamenii. Ce-ar fi cu nopțile tale? Toți vrem să avem un somn bun. Da, dragii mei, și așa posteau miercurea și vinerea. Mai adaug la asta, poate vor fi întrebări tehnice, cu drag voi răspunde,
De obicei, când țin prelegerea asta, întrebările aproape toate sunt despre post. Eu mă bucur. Mă bucur că doar unii te doare mai tare acolo. Ai vrea să te salvezi. Normal. Normal. În secolul IV, când vă spuneam că în libertate s-a produs mai mult material, sau cel puțin ni s-a păstrat mai mult material, atât material de predică, material de cateheze, de teologie, dezbatere, ereziile au început deja să fie tot mai puternice, lupta cu ereziile, conciliile ecumenice. În secolul IV au fost două, în 325 și în 381, adică, iată, secolul IV e perioada aceea părinților bisericii, cum tot auziți, asta nu e o glumă, știi, chiar au fost părinții bisericii, chiar au ideologic, știți, teologic, dogmatic, au așezat temeliile. Bun. Și în perioada aceea, în mai multe lucrări am citit eu, în mai multe cărți și predici, deci se pare că postul era un subiect. Miercurea și vinerea au ajuns să fie gândite aceste două săptămâni ca parte din săptămâna mare. Adică săptămâna e mare a Domnului, pe care noi o rememorăm înainte de înviere, zice că dacă în fiecare duminică ne împărtășim, că în fiecare duminică luau cina, făceau Euharistia, adică era sărbătoarea învierii, atunci fiecare săptămână devine o reluare de 52 de ori, sau câte săptămâni are anul, a săptămânii mari. Și atunci, miercurea, când postești, zic aceste texte, meditează la ce s-a întâmplat în Miercurea Mare. Ei spuneau că Miercurea Mare a avut loc trădarea Mântuitorului de către Iuda. Și tu meditează la ce a făcut Iuda și la toate trădările din viața ta respectiv la Hristos. Meditează la toate trădările. Iar vinerea, ziua crucificării Domnului, meditează la moartea jertfelnică a Domnului Iisus și fii pătruns miercurea de subiectul miercurii, vinerea de vinerea mare, iar cine postește și se gândește bine miercurea și vinerea, duminica se poate, ziceți. Ce poate să fac? Se poate împărtăși. Și nu-ți poți dori nimic mai mult, pentru că nu este nimic mai mult. Nimic mai mult dat omului pe pământ. Ceea ce este mai mult este dincolo, dar e dincolo. Aici e asta. Dacă mă veți întreba, sigur nu mă întreabă nimeni, dar așa îmi imaginez eu. Mă fac eu curaj. Dacă mă veți întreba, frate Ghiță, dar n-ați găsit prin scrierile acelea post pentru cauze, pentru n-am găsit. N-ați găsit că posteau numai când ajungea cuțitul la os, n-am găsit. Și cum n-a ajuns la ei cuțitul la os? Cum n-a ajuns? Au fost secole de prigoană. N-am găsit. Eu n-am găsit decât de câteva ori niște chemări la rugăciune, nu la post, specială pentru secetă, pentru calamități. No, aia am găsit. Și când se făcea apel în niște predici, noi ne imaginăm, noi așa deducem, cred că e corect cum gândim, erau să ne rugăm acum, aici, nu în sensul, știți, adică hai să ne rugăm. Dacă ne-am adunat, ne rugăm să vină ploaia, mă înțelegi, ceva de gen. Postul așadar, dragii mei, este bisăptămânal. Și vă rog, nu faceți asocieri cu nicio altă confesiune, deși îți vine să faci, cum să nu, cu confesiunea majoritară în care noi ne aflăm. De ce ține asta și cum țin de post de dulce, vă rog, da? De ce ține asta? O țin de acolo, din textele acelea. Ei sunt mult mai fideli textelor creștine, veritabil creștine. Texte care nu sunt ale lor, ci sunt și ale noastre, că pe atunci nu erau confesiuni. Ca să ne liniștim un pic, să ne relaxăm. Adică, întâmplător, cineva ține zilele acelea. A, nu-i valabil cum ține zilele acelea? Probabil. Nu știu, nu m-aș pronunța. Poți să ai orice părere. Nu mă trage pe mine la răspundere și pentru ei, te rog, da? Nu mă trage la răspundere. Să răspundă ei pentru ei. Ce știu este că în texte, ritmul vieții de credință este cu post bisăptămânal. Negru? Negru. Adică nici să nu mâncăm, nici să nu bem, exact. Dar de ce? Ca să simțim că postim. Dar la ce oră să mâncăm? Nici o indicație nu avem în texte la ce oră. Doar ni se sugerează în câteva texte, luați seama și la asta,
că dacă ultima rugăciune a zilei este la ora 15, se sugerează că după ce s-a încheiat ultima rugăciune, oricând se poate încheia și postul, pentru că post fără rugăciune n-are niciun sens. Ceea ce mi se pare foarte inteligent. Și se mai sugerează de asemenea, și cu asta încheiem, că așa am putea să ținem prea mult. Și despre post nu trebuie vorbit mult, trebuie trecut la postire, adică trebuie împlinit mult. Se mai sugerează atât de frumos, atât de frumos în texte, zice, și când închei postul, nu te arunca la mâncare multă și grasă și felurită, zice, auzi, felurită. Adică aplicăm românește, în ziua postului, nu pune de un grătar la sfârșit și mânca total incorrect o fleică de porc cu cartofi prăjiți. Total incorrect, interzis. Ori mănânci una, ori mănânci alta, din alea două, vreau să zic. Și oricum nu la sfârșitul postului. Zice, nu mânca, nu te înfrupta copios. Și... No, zice, când închei postul, așa să-ți fie mâncarea cum ți-a fost asceza, cum ți-a fost postul. Adică simplă, preferabil, zice, pâine și apă. Iar de nu poți pâine și apă, adaugă ceva, dar numai un ingredient, o zis. Și să-ți fie sfârșitul postului cum ți-a fost ziua, nu strica postul îmbuibându-te seara. Adică și mâncarea să-ți fie tot în stilul post. Înțelegeți cum zic? Tot în stilul ăla. În prudența aia, în reținerea aceea. Iar mâncarea de la prânz pe care n-ai mâncat-o în ziua aceea, în ziua aceea se spunea, dă-o drept milostenie unui flămând sau adă-l în casa ta la prânz, pune-l la masă și tu te uită la el cum mănâncă. Că nu mănâncă mâncarea ta, ci mănâncă mâncarea lui. Că aia nu mai este a ta. Și în toate textele din primele secole, în toate, când apare postul, un pic mai târziu în același text, apare și milostenia. Și milostenia este inclusă în post. Mâncarea care n-ai mâncat-o, dă-o. Zice, nu cumva să te prindă seara să nu fi dat mâncarea în ziua postului, că zice, să nu rămână peste noapte, am găsit într-un text frumos, ce să nu rămână peste noapte în casa ta mâncarea altuia. Că ești ca un hoț, o zis, ca un hoț. Că rămâne mâncarea în cămara ta. Nu, aia repede trebuie să o rezolvi în timpul postului. Să ne ajute Dumnezeu. Dragi tineri, credința creștină nu e doar despre gând și cuvânt, ci este și despre ce? Despre trup. Trupul trebuie să simtă că suntem creștini. Trupul trebuie să simtă că avem un Dumnezeu și o relație cu Dumnezeul cel care este Duh. Iar cum noi nu suntem, noi suntem și trup, îl aducem și pe el. Trupul trebuie pus în mișcare și... Vă rog, nu credeți nimic din tot ce vă spun. Nu luați pentru că v-am spus. Nu luați. Vă rog, probați toate acestea. Astea sunt practice. Astea nu sunt de crezut. Astea sunt de făcut. Și dacă a ajuns creștinismul până la noi, el n-a ajuns din cauza predicilor și a dogmaticii și a ideilor. Nici măcar a versetelor. El a ajuns datorită acestor trei elemente, practicate fără știință de carte. Numai de acum, de câteva generații știm citi. Să nu uitați asta nicio clipă. Până acum oamenii s-au mântuit fără citire. Deci mare atenție cu idolatrizarea asta textelor. Mare atenție. Dacă a ajuns creștinismul până la noi, este că generații la rând au meditat, s-au rugat și ce au făcut? Au postit. Cu cauze? Fără cauze. Și cu cauze? Și cu cauze. Dimineața și dimineața, și seara și seara. Văzut, văzut. Da? Uneori când era public. Nevăzut, nevăzut. Diferit, diferit. Cu rugăciuni scrise, da. Și nescrise, și nescrise. Ai înțeles? Acolo e libertatea. Acolo e creativitatea. Acolo e maturitatea ta. Să-ți dezvolți tu stilul tău, știi cum zic, dar stilul tău, nu într-un mod arogant, nu apoi să te lupți cu altul, că el nu-i cum trebuie, serios. Serios, fiecare meditează în stilul lui, dar ca să-ți găsești stilul practic, adică cum îți găsești stilul? Un pictor celebru are un stil, dar până și la
și l-a cizelat. Cât a muncit pictorul, cât a măzgălit el, nu? Cât a măzgălit pictorul ăla? Până a știut, uite, eu sunt stilul ăsta. Și orice alt artist. Cu postul, ca să încheiem cu postul, firesc, adică... Nu vă împiedicați de forme de postire. Orice formă de asceză o binecuvintează Dumnezeu. Sau cum să zic, îți face bine. Orice formă de asceză. Postez de tehnologie. Bravo! Apreciez asta. Mă înțelegeți? Postez de televizor. Postez de... Știți? Postez de ceva, da? Postez cu apă. Postește. Postez de dulce. Postul ăla parțial. Cine a încercat să țină cele 6 săptămâni de post de dulce, cine a încercat știe bine ce spun. Eu știu ce spun, pentru că am încercat. Mi se pare mai greu decât postul negru. Mi se pare mai greu. Deci nu vă jucați cu cuvintele, ceea ce n-ați încercat. Încearcă și apoi să vezi cât e de simplu și ăla. Pentru că se întinde pe 6 săptămâni. Mi se pare personal mai greu. Prefer să posteze două ori pe săptămână sau măcar o dată. Sunt clauze pentru postul negru, evident. Bolile sunt cauze, situațiile speciale, călătoriile anulează postul. Pentru ziua aceea. Situațiile în care cazi undeva, în mod inopinat, n-ai căutat, dar cazi la cineva care se așează la masă și e o mare veselie într-o casă, nu? Și masa plină, ziceau părinții bisericii, te pui la masă și mănânci să nu te aud că zici că postești, că ai distrus tot. Tu te pui ca și cum nu ești în post. Înțelegeți? Tu te pui. Că o zici că dragostea și cugetul aproape lui e mai important decât postul tău. Tu zice mănâncă și Domnul te pontează că ai postit. Băi, minunat. Aia mi-a plăcut cel mai mult, partea aia. Zice, te pontează, ești pontat, a zis. Dar numai cu condiția să nu cauți tu masa, adică nu te duci după mirul. Ci pur și simplu vine peste tine necazul. Și tu stai eroic și îl învingi. Probabil nu sunt întrebări, dar dacă sunt, rămân aici, îmi crezi că fug de... Totuși e târziu. Cred că m-am lungit eu, frate, păstor. Să mă iertați. Vă rog să fim operativi dacă ar fi ceva de spus. Dacă tot a zis că întrebările vor veni despre post, am și o întrebare despre post. Ați spus că nu ați găsit nicio scriere în care se vorbească despre o cauză când postești, dar este în Matei 17, despre vindecarea lunaticului, în care Domnul Iisus spune că doar cu post și rugăciune putea fi vindecat. Poate fi considerată o cauză? Sigur. Poate fi, pentru că e din Biblie, dar din nou nu ne ajută prea mult. În sensul că nu avem un program să zic că, uite, postești 3 zile, dau un exemplu, și demonul acela va ieși. Da. Eu m-am referit în istoria creștină, ați înțeles cum m-am referit eu, că nu există uzanța aceasta. Probabil s-a postit, tot timpul s-a postit pentru cauze, dar miercurea și vinerea nu se schimbă, sau cum să spun, așa am observat eu, știți? Adică asta vine pe deasupra, știi? Postul de... Poate fi considerat o cauză, da. O învățătură cumva despre post. Minimală, dar poate fi. Că din nou, și acolo era un moment să ne spună cum să postim, nu? Și ăla era un moment, iar nu ni s-a spus. Nu m-a zis poși. Da, da. Dar nu ni s-a spus procedeul, știți? Praxis nu avem, că pe noi asta ne doare. Și pentru că nu avem menționat în cărțile canonice despre niciuna din aceste 3, ați înțeles ce v-am explicat, asta înseamnă că trebuie să fim foarte prudenți în a judeca practica cuiva. Sau, știți? Să fim foarte prudenți. Pentru că noi nu suntem biblici nici unii, nici alții. Adică, știți cum zic biblici? Că biblic, înțelegeți? Da. Vă rog. Te rogi în gând, de fapt, nu te rogi, ci este meditație. Deci rugăciunea, după cum am înțeles, este doar cu voce tare. Și oarecum, câteodată da. Eu mă gândeam că mă rog în gând. Deci nu, este da. O diferență. Da, este o diferență și acum ascultați, e bună nuanța asta, că îmi permite mie să nuanțez.
Totuși când ne rugăm în gând, este rugăciune. Acum să știți că scrierile creștine din primele viacuri vorbesc și despre gândul, despre rugăciunea în gând, să spun, sugerează ideea aceasta. Doar că rugăciunea, chiar și aceea în gând, trebuie să aibă ocazii sau să sfârșească în cele din urmă în rostire, în rostire cu glas. De aceea biserica la începuturi, încă de la începuturi, chiar în condiții de prigoană, când trecea prigoana, organizau întâlniri de rugăciune dimineața și seara în incinta bisericii. Și nu erau biserici clădite atât de frumos ca în libertate. Și atunci ei se adunau ca să glăsuiască, ca să... Da? Și rugăciunile comune, de exemplu, sunt numai rostite prin rostire, dar și nodăință. Deci sper că am fost înțeles. Da? Pot să mă rog, sunt situații în care doar în gând mă pot ruga, dar asta deloc nu se substituie rugăciunii cu glas. Spun asta mai ales pentru generația tinerilor, generația copiilor mei, să nu mă leg de pruncii altora, că asta trebuie să te legi de pruncii altora. Eu mă leg de ai mei. Copii buni, botezați în biserică, implicați. Dar se roagă mult în gând. Atât de mult încât mă îngrijoresc pentru rugăciunile lor. Și le spun la ei mei, le spun și la alții, dar le spun la ei mei întâi. Apoi zic, măi, le-am spus și la ei mei, vă pot spune și vouă. Mă, mai deschide gura, mai dezleagă limba. Mai roagă-te să te auzim. Nu mă pot atinge, dacă stau așa și... Măi, adormi. Și adorme câteodată. Tu nu vezi că nu-i productiv? Evident că te poți ruga mecanic și cu gura. De acord, de acord că totul poate fi compromis. Tot ce am spus poate fi transformat în formalism. De acord. Dar aia nu înseamnă că nu facem aceste lucruri. Adică, bun, nu le facem atunci. Deci, cumva, ne rugăm în gând, numai că nu ne putem ruga cu glas. Dar cu glas ne rugăm cât putem de mult și de des, pentru că cu glas ne putem conecta. Rostind ne putem conecta. Da? Și cu închisul ochilor. Dar nu scrie în Biblie să închizi ochii. Dar închide-i, fii bun. Că ai văzut destule. Ce să mai vezi și la rugăciune? Adică măcar acolo să nu mai vezi. Cum să te mai lămuresc? Ai văzut destule. Și ce vrei să mai vezi? Și în biserică, ochii deschiși. Te poți ruga, nu mă pot, că m-am uitat la cutare. Nu te mai uita. Dar ai văzut ce face? N-am văzut. Nici tu să nu vezi. Hai să nu vedem. Adică e vorba de deconectare. Să ai niște, mă înțelegeți, accesorii practici. Adică nu că e păcat să mă rog ochii deschiși. Cum să fie păcat să te rogi? Înțelegi? Și întrebarea e un nonsens. Rogă-te, ai păcat în picioare. Nu, da pe genunchi, nici pe genunchi. Dacă stau în pat, și în pat. Dar să nu ne îngăduie Dumnezeu să ne putem ruga numai în pat, știi? Așa să ne țină Dumnezeu cu sănătate de să ne putem ruga în toate pozițiile. Să nu ne îngăduie Dumnezeu să nu mai putem posti. Să ne țină sănătoși să putem posti. Etc. Tot legat de post, voiam să întreb și eu. Cum face diferența, nu știu, poate și eu personal sunt blocat în niște șabloane, între pedepsirea, să spunem așa, sau doar faptul că îți supui trupul unei, cum spune și în Maleahi, sau postul pe care îl vrea Dumnezeu și iarăși șabloanele mai pot fi, nu știu, ești astăzi, mergi la muncă, ok, postești, dar nu poți fi în acel post și rugăciune pentru că tu trebuie să muncești, înțeleg. Ești conectat. Nu ești mulțumit cumva de... Da, apoi dacă lucrezi de luni până vineri, iarăși într-un fel se anulează ce spuneți dumneavoastră și atunci, nu știu. Da, bună întrebare, vin cu niște amendamente. Postul creștin istoric este Miercurea și Vinerea. Fiecare însă, întru binele postului, ca să ne înțelegem, nu evitând postul, poate să permuteze zilele acestea. Adică, iarăși, asta este un adevăr istoric, știi? Dar pentru binele postului și a postitorului, ele se pot regla. Și, de exemplu, dacă două zile de post, Miercurea și Vinerea, sunt cumva inadecvate din cauza serviciului a călătorii, poate sunt cele mai grele zile din săptămână pentru cineva. Ne putem imagina. Și el își mută și își face sâmbăta. Duminica nu e zi de post, istoric vorbind. Da, nota bene. Duminica ne așezăm la ospăț după ce am luat cina, ospățul de acasă. Duminica e zi euharistică, e zi de,
de bucurie. Dar nu interzis, numai vreau să spun, uzanța nu e duminică. Atunci ar mai rămâne sâmbătă, dau exemplu ca să mă leg de asta, ar mai rămâne sâmbătă. Dacă o sâmbătă, o singură zi, sâmbătă, e mai bună decât două zile de post, rămâne aceea, ca să fim înțeleși. Deci nu este nicio presiune, ar fi culmea să ne facem presiune despre ceva care nu-i scris în Scriptură, ar fi culmea. Da? Apoi, lăsând un pic la o parte zilele acum, vreau să spun că în ziua în care postim, preferabil ritmul acesta, noi am încercat în familie să-l ținem, noi pe copii de la gimnaziu, când au ajuns la gimnaziu, amândoi au intrat în ritmul ăsta postului până la prânz, dar oricum, au intrat, ne-au și părât pe la școală, ne-au și fost teamă un pic. În fine, am avut niște istorii, nu grave, deci nu s-au scris pe internet, nu a fost grav. Dacă era grav, ați fi știut de pe internet. Dar noi mă înțelegeam că am crescut, acum e izmare, acum e mai sar peste zile de post așa spiritual, dar nu mai vrem să fim invazivi în viața lor, adică ei știu acum unii trebuie să întoarcă, să intre în ritm. Da. În ziua postului, oricare ar fi ea, e bine să încerci să te detașezi de toate lucrurile sau obligațiile care pot fi amânate, subliniez, care pot fi amânate, pentru mai târziu sau pentru mâine. Recomand asta într-un mod foarte aplicat, adică în ziua postului, știind că tu postești și vei posti, nu-ți încărca inutil, știi, nu încărca inutil, ci fă-le doar cele care chiar sunt necesare, care trebuie făcute, la lucru trebuie mers, de exemplu, anumite sarcini trebuie rezolvate, pruncii trebuie duși la școală, sau știți, da. Încearcă să-ți diminuiesc, ca să-ți lași cât mai mult timp pentru meditație, pentru rugăciune, pentru retragere, pentru... Și vezi care e cea mai bună zi, adică alege ca zi de post până la urmă ziua în care ești cel mai, cum să zic, liber, dezlegat, nu liber, lejer, flexibil, da. Nu neapărat liber, că poate că liber nu suntem niciodată, dar băi, flexibil, alege ziua aceea, nu te lăsa să treacă săptămânile. Că doar o săptămână fără măcar o zi de post, e o săptămână pierdută, nu spun că e sfârșitul lumii, ele se pot recupera, sau cum să spun, ele pot avea o cauză, o explicație, dar nu te lăsa, deprindeți-vă din tinerețe. Tinerețea înseamnă sănătate, în principiu, nu? Exceptând boli cronice, accidente sau așa, un om tânăr e un om sănătos, nu? Un om care stă cel mai bine cu sănătate. N-ar fi păcat să nu practicăm postul chiar în perioada în care suntem cel mai sănătoși. Perioada cea mai bună a vieții, da? Spunea cineva, până vă gândiți la o altă întrebare, dar poate nu mai este întrebare și atunci e mai simplu. Spunea cineva, un mare slujitor din secolul XIII, Teolipt al Filadelfiei se chema, într-o predică, zicea că ce este postul dacă nu o punte, un pod între trup și suflet? Căci zicea el, acum parafrazez, dacă cam asta era ideea, că zicea el, sufletul și trupul nu trebuie să rămână despărțite mereu. Nu trebuie să simtă străine, zice unul față de altul, și sufletul să uită cumva așa ca la un străin la trup și trupul ca un străin la suflet, foarte plastic. Ce nu-i voie, zice, noi trebuie să îi împrietenim, zice, pe ăștia doi. Și cum îi putem pune într-o prietenie, într-o legătură, zice, postind, când postești simte și trupul. Și trupul devine suflet, pentru un timp scurt, dar devine suflet, că sufletul nu mănâncă din acestea. Și dintr-o dată, trupul se simte mai suflet și sufletul mai trup, știi? Și cumva, știi, e o răscumpărare a trupului. Acum noi și duc lucrurile mult mai departe și în lumina acestor lecturi ale mele, dar chiar le duc mult mai departe, vă spun numai până unde le-am putea duce, eu le duc până acolo. Știți că va fi o înviere a trupurilor, evident nu cu aceste trupuri, trupuri de slavă, dar totuși rămâne terminologia învierea trupurilor. Da? Ori dacă va fi o înviere a trupurilor, înseamnă că trupuri postitoare vor învia, dând înapoi acum firul, trupuri postitoare. Și eu mai cred că vor învia trupuri, da, euharistice, care s-au împărtășit, care îl au pe Hristos, ele vor învia. Îl au prin euharistie, nu că berăm de la ambon. Și uneori spun, dar doar în biserica unde slujesc, doar acolo, că cu ei am făcut mai multă diligenție. Îmi permit. Dar uneori spun,
spun la cină, să luăm cina, să putem învia. Am și text acum, sigur că trebuie aici în Evanghelie, trebuie să ai un verset, îl am, poftim, ăla l-am rezolvat. Că veți învia în ziua de apoi, dar eu merg mai departe și îi spun, atenție, nu ne dedăm la păcate trupești, toți suntem ispitiți, dar nu ne dedăm, ne ținem tari ca să pregătim trupul pentru înviere. Luăm cina ca să ne pregătim trupul, să ne-l facem euharistic pentru înviere. Îl supunem la asceză pentru că vrem să fie gata de înviere, gata de preschimbare. Și atunci, ăsta e tot ce putem face. Știu că nu-i mare lucru în raport cu învierea, știu că aia e mult mai mult, știu. Dar e o chestie ontologică deja, ființială, un alt grad, ca în matematică se trece la un alt grad. Bun, dar cât putem, noi facem. Da? Și implică, nu se poate să fii creștin și să nu simtă trupul tău că tu ești creștin. Nu se poate, aia nu se poate. Să mă iertați că încheiem așa dramatic. Vă rog. Mai am o întrebare. Cum găsești o modalitate practică prin care libertatea din cămăruța ta să nu te ducă spre o comoditate firească și să nu te mai rogi și să te iei cu una cu alta și să nu te mai rogi să nu mai citești, ci spre o căutare autentică? Da, sper că înțeleg întrebarea. Poate că în cazul unei asemenea ispite ar fi bine să ieși din cămăruța ta la propriu. Înțeles? Adică să te, știi, să te rupi de cele care te distrag. Poftim. Fă o grădină, dacă ai grădină, bun, după caz vreau să zic. Dacă ai un deal în spate, cine are deal în spate? Nu. Suie-te pe deal, da, ce? Vorbim de paradis deja aproape, de Eden. Știi? Da, vreau să zic, știi, adică, acum asta e lupta fiecăruia, încearcă să te... De aceea, eu nu știu cât de departe pot să merg, dar dacă îmi permite să merg un pic mai departe ca să răspund la întrebarea asta, este ceva ce eu parțial practic, dar nu vă privește că e în casă la mine, adică sper că acolo mă lăsați, sper că nu veniți după mine în dormitor. Sper, vă rog. De ce vă spun este ceva privat, este ceva ce ține de forul interior al creștinului. Preferabil educativ ar fi ca o cameră, iar dacă nu putem o cameră, că ne rămân prea puține pentru cele trupești, cele lumești, cele așa, un colț dintr-o cameră să fie un pic mai duhovnicesc. Ce înseamnă asta? Nu vă privește. Ca să zic așa, fiecare își gândește cum vrea duhovnicia și cu ce se ajută el vizual, dacă se ajută, dacă nu se ajută cu nimic, mă înțelegeți? Deci cumva, eu am un spațiu pe care vreau să mi-l dezvolt, dar n-am să vă chem să faceți o comisie. Și îl fac așa după capul meu, dar vreau să-mi dezvolt chestia asta, numai soția trebuie să-mi dea aprobare. Și am spus că, poate, auzi că nu toată casa, măi, nu toată casa, numai... Eu vreau acei să fie, acei numai rugăciune să fie. Știți cum zic, dar nu vă chem pe voi, eu mă rog, nici eu nu mă rog de ajuns. Acolo eu citesc, acolo eu îmi fac ale mele, știi? Na. Fă-ți un astfel de, iată, fă-ți un astfel de colț, n-am zis cameră, bă, colț, perete, cum vrei, imaginează-ți ce vrei, nu trebuie să-mi povestești ce-ți imaginezi. Păi fă-ți și să știi că ăla e, fă zidul plângerii, poftim, mă, că ăla e, mă, la Ierusalim, la toți ne place zidul plângerii. Mă, fă zidul plângerii. Acolo nu te mai distrage nimic. Cineva a vrut să pună înainte, da? O întrebare legată de faptul, dacă ați putea să spuneți, de ce credeți că există o, și dacă credeți, o reticență față de toate aceste bune rânduieli în viața de post, rugăciune sau cugetare, că înseamnă stat în picioare, stat în genunchi, că înseamnă rugăciune de noapte sau așa mai departe, care sunt în Scriptură, sunt biblice. Totuși, văd că unii oameni au reticențe să spunem, haide să facem cu toții așa sau aș recomanda să facem asta. Și dacă credeți cumva că este legată de... proveniența bisericilor noastre evanghelice fiind din Occident și poate ei ca civilizație au fost un pic mai rigizi față de partea orientală unde oamenii erau un pic mai pioși. Mai pioși, exteriorizați, mai... Da, da. Da. Aș... aș da două răspunsuri. Cred că reticența aceasta este, în primul rând,
fuga cumva de dificultate, de când faci astea dai în greu, adică până la astea e cântare, poezie, versetul de aur, mă înțelegi? Sunt un pic ironic, voi înțelegeți ce vreau să zic, adică, băi, școală duminicală, știi? Crezul, toți credem, ne-am botezat, știi? Bun? Ok. Cred că reticența aici e fundamental. Omul știe că e greu, intuiește că e greu. Și omul nu vrea greu, nici creștinul. Fie trașă în bandă. Și tot să-i spună mereu în fiecare duminică cât îl iubește Domnul, cât e el de minunat, cât e de prețios el, cât e de, mă înțeleg, ce chemare are el, ce special are el. Și ne trezim, ce vă spun acum, că este globală să o luați, nu să nu vă simțiți presați sau nu vă gândiți la nimeni în mod special, da? Ne trezim cu predicatorii noștri în frunte că facem predici din alea de autoeducare sau cum se numesc. Librăria asta întreagă acum de cărți care nu mai putem să ne apărăm de ele. Autoeducare sau cum zice. Dezvoltare personală, Doamne, că am și uite să uiți așa ceva. Că pentru unii mântuirea însăși. Înțelegeți? Și când zicem că pătrunde lumea în biserică, nu pătrunde cum ne speriem noi că pătrunde, adică știți cum spaimele noastre, ea pătrunde prin, mă înțelegi, prin toată frumusețe, umanismul ăsta, știi? Umanismul ăsta în care noi, dar noi suntem bine, mă, dacă mai știm și niște versete, dacă venim și la biserică, deja suntem bine. Nu. Acestea nu sunt promovate pentru că nu sunt plăcute, dragul meu. Pentru că nu plac nimănui. Acestea pot fi doar utile, dar nu plăcute. Iar dacă vor deveni pentru unii dintre noi vreodată plăcute, aia va fi cale lungă până acolo. Când devin parte din noi, dar eu cunosc oameni în mediul nostru și nu numai, pentru care ăstea trei e parte din ei. Știți cum zic? Parte din viața lor. No, pentru aia sunt plăcere. Dar până la plăcere, e ca și cântatul la pian. Până să-ți placă ție cum cânți la pian, până să-ți placă ție trânteșterea de nu știu câte ori, până să-ți placă ție cum se aude. E o muzică grea. Și doi, un răspuns aplicat românește, unele nu le facem sau avem o oarecare mefiență, o oarecare respingere, pentru că unele, întâmplător sau nu, mai mult sau mai puțin, sunt practicate în biserica majoritară în care noi trăim. Și avem o chestie deja aici confesională, nu ne-a băgat-o nimeni în cap, dar ne gândim, băi, noi și am auzit pe ai noștri că pe câte unul când îl aud cu prejudecăți din acestea, dar nu de la amvon, ci în dialoguri foarte amicale, la grătare, la chestii românești, și când îl aud pe câte unul așa, și îmi permit eu, și fac eu să-mi permit, îl iau un pic la întrebări, că totuși noi n-ar trebui totuși să ținem, chiar dacă întâmplător, să zicem, întâmplător, țin și alții, adică ar trebui să ne așa, și câte unul are cutezanța, ca să vezi ce e în gândirea omului, dacă îl iei ușor la un grătar, povestește tot. Și câte unul am auzit-o din mediile noastre, dar luat cu binișorul, că altfel nu mi-ar fi spus, numai că m-am făcut eu pe prostul și m-am făcut că-s de acord cu el, că nu poți altfel. Dar după ce fac eu toate șiretlicurile astea, că la grătar merge, știi? E bine în fumul ăla, jerfa aia. Câte unul mi-a zis, acum ține-te bine și ți-am încheiat răspunsul, câte unul mi-a zis cam așa, frate, zice, noi am depășit alea, auzi, noi am depășit alea, ale bisericii majoritare. Noi, zice, suntem liberi în Hristos, să-mi explica el mie. Noi, zice, suntem gata, suntem mântuiți, suntem salvați. Ăstea toate ne întorc la lege, mi-a zis unul. Nici grătarul nu mi-a mai picat bine. Mi-a venit să zic, încheiem tot aici, stângem focul, plecăm, ne ascundem, ne băgăm între perne, să nu ne mai vadă nimeni. Cum putem zic să gândim așa? Nu dramatizez deloc, mă înțelegeți? Chiar dacă vă povestesc în felul ăsta, dar la rădăcină nu dramatizez deloc. Dragi tineri, vă conving pe voi sau încerc, ca pe ai mei, creștinismul a ajuns până la noi pentru că s-au ținut astea trei lucruri.
Nu pentru că s-o știu teologie, că nu s-a știut. Și fiți liniștiți, nici acum nu se știe. Și am închis. Nici acum nu se știe. Acum doar că avem atâta inteligență să ne băgăm în cap că știm. Aia e altceva. Aia e altceva, dar nu știm. Uneori nu știu aia care ne predică. Dar asta nu-i scăzământ mare, că ne putem mântui. Ne putem mântui. Au fost generații în Evul Mediu care s-au mântuit nemai știind limba latină. Nemai știind ei limba, că era numai limbă cultă la un moment dat. Și ei vorbeau limbi vernaculare. Și dacă nu erau limbi, erau dialecte din regiune. Generații la rând s-au dus la biserică și nu înțelegeau ei ce spunea aproape nimic acolo. Și s-au mântuit. Prin urmare, nu stă în dialectică. Lucrurile sunt foarte complexe. Nu stă în dialectică. Asta îmi place, ce că fratele ne-a explicat. Și totuși nu e numai despre explicație. E doar o parte, știi, din... Că degeaba ți-a explicat ce a fost frumos și ce bine ne-am simțit. Știi, nu spun să ne simțim rău. Nu spun, doar nu sunt eu... Sunt eu, cum să vă spun, om retardat și așa, și tuturor ne place să avem o stare de bine, știi? Poate mai mult decât atât. Deci unele lucruri nu le facem, și asta cu miercurea și vinerea, că doar am mai spus-o eu în stânga, în dreapta. Întâlnești unori că nu poate, că dacă așa postez și ceilalți. Dar păi n-are nimic, hai să... Că cei nu postez cum trebuie, n-are nimic, noi le luăm zilele și facem cum trebuie. Da. Nu știu cum să le mai zici. Ce că ei nu poate să spune, n-are nimic, iar numai zilele, iale nu le spune și rezolvă-le. Exact cum facem cu copiii, știi? Mulțumesc. E ora 9:05, vă rog să mă iertați că trebuie să mă retrag. Toți trebuie. Mulțumesc. Slavă Domnului pentru timpul acesta binecuvântat. Mai aveam o întrebare în online, dar mai sunt câțiva zeci și în pe live, dar o să vă pun personal și ne dați răspunsul. Într-adevăr, timpul este destul de înaintat, nu vrem să abuzăm de răbdarea voastră, de îngăduința voastră. Mă gândeam că deseori aud oameni spunând de postul Esterei și... Mă așteptam să ziceți ceva. Așadar, nu știu dacă am auzit vreodată de postul Apostolului Pavel pe cineva. Știți că se spune atunci când s-a întâlnit pe drumul Damascului, nevoit sau... 3 zile, ce-a făcut? N-a mâncat, n-a băut și încă o chestie tare de tot. Vă mai amintiți ce spune? N-a văzut. Nimic. Și mie îmi place să fac o hermeneutică interesantă pentru noi cei de ziua de azi. Că pentru mulți, și zic eu așa, că pentru multe fete, mâncarea până pe la 12:01 nu-i problemă. Dar să nu vezi nimic, o zi, două, s-ar putea mâine să te declare mort, decedat, colegii, prietenii, vecinii, iertați-mi exagerarea asta hermeneutică a ceea ce s-a întâmplat cu Apostolul Pavel, dar cred că ar fi bine să ținem cont și de lucrurile astea pe care să le lăsăm deoparte. Cel puțin într-o zi de jertfă. Haideți să încheiem aici cu rugăciune și mă gândesc să facem așa grupuri mici, de câte 2-3 persoane, dacă simțiți nevoia să fiți singuri, să cugetați, să meditați. Foarte bine, dar dacă toți suntem aici adunați împreună, frați și surori, ne rugăm Domnului și da, să mulțumim că se îngrijește de noi, că ne ajută să înțelegem mai mult și mai bine voia Lui. Amin? Amin.